Doamne, să binecuvânt și servul care l-a ales să ne vorbească cuvântul, cuvântul Tău să fie o hrană spirituală ca să creștem în credință, căci timpul e pe sfârșit și Tu vii curând, iar noi nu suntem gata. Te rugăm, curățește-ne, Doamne, de orice păcat, de orice nelegiuire și pune în noi dragostea Ta, iubirea Ta și ajută-ne, Doamne, ca să fim pregătiți pentru marea zi a revenirii Tale și a întâlnirii cu Tine. În numele Mântuitorului Iisus Hristos Te-am rugat și în meritele Lui L-am cerut toate. A Ta voie se facă în toate, Doamne, spre slava Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și spre mântuirea noastră. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze orice inimă care a venit la închinare în dimineața aceasta și lucrul acesta să se producă în sufletele noastre și speranța, flacăra Evangheliei, cuvântului Dumnezeu să ne însuflețească pentru timpul pe care îl trăim și pentru vremurile care ne așteaptă. Dumnezeu să ne binecuvinteze și dorim să avem un sabat binecuvântat de Dumnezeu. În dimineața aceasta, la momentele de rugăciune, m-am gândit prin puterea lui Dumnezeu să vorbesc câteva cuvinte, câteva îndemnuri și am zis, Doamne, și așa frații zice că de câte ori mă sui la amvon, nu mai mustrare, nu mai spun că nu e bine, așa am zis, Doamne, vreau să vorbesc și ceva poate mai dulce, mai plăcut, ca oamenii să schimbe părerea despre mine. Și în dimineața aceasta m-am oprit asupra unui cuvânt din Sfânta Scriptură și aș dori să deschidem Sfânta Scriptură în Cartea Psalmi, capitolul 42 cu versetul 1. Pagina 577. Cuvântul Domnului spune astfel aici. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Când am citit aceste cuvinte, am rămas atât de impresionat, pentru că așa cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa trebuie să-L dorim noi pe Dumnezeu. Și mi-am intitulat meditația scurtă din dimineața aceasta cu un gând care spune astfel: cât valorează Iisus Hristos pentru tine? În timpul acesta pe care îl trăim, în lumea aceasta în care ne înconjoară, cât valorează Iisus Hristos pentru tine? Și dacă valorează ceva Iisus Hristos pentru tine, vom vedea în dimineața aceasta ce ne spune Iisus Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu. Fraților, ați fost vreodată însetați? Să fiți pe câmp, să fiți poate la lucru undeva și să nu ai apă și să n-ai de unde. Și atunci când găsești apă și când bei, sufletul tău este răcorit și ești atât de bucuros. Probabil că ați trăit experiența aceasta. Dar vreau să vă spun că cerbul care caută izvoarele și care caută apă, în momentul în care găsește un izvor de apă cerbul, dumneavoastră știți ce face? Când un cerb, așa spune aici Scriptura, găsește un izvor de apă, după ce este însetat, nu mai poate. Știți ce face cerbul? Poate să mă ajute cineva? Se aruncă cu totul în apă. Da, mai aproape. Știți ce face? Bea apă. Da, dacă o să vedeți dumneavoastră că nu este așa egoist cum suntem noi. Fraților,
Cerbul când găsește un izvor de apă și este însetat, strigă, rage, ca și alții să audă că a găsit izvoarele de apă. Am rămas impresionat cum un animal fără rațiune, când găsește ceva, strigă ca și alții să cunoască. Iubite frate și stimată soră, drag tânăr, tu, dacă l-ai găsit pe Iisus, dumneavoastră știți ce spune spiritul profetic, cine este izvorul? Vă citesc din Calea către Hristos, pagina 57. Spune așa, Dumnezeu este izvorul vieții, a luminii și a bucuriei pentru întregul univers. Deci Dumnezeu este izvorul. Și atunci te întreb, și atunci mă întreb pe mine, dacă eu care am găsit și pretind care spun că am găsit izvorul, ce fac? Izvorul acesta care țâșnește și vreau să mă adapt, spun și altora că Iisus Hristos vine. Cea mai mare dovadă, fraților, că Iisus Hristos nu valorează nimic pentru mine. Cea mai mare dovadă că nu am găsit izvorul, știți care este? Poate cineva să mă ajute, știți care este? Este lucrul, mai spuneam altă dată, între a spune și a fi. Dacă s-ar uita în dimineața aceasta Iisus Hristos pe fețele noastre, dacă ne-am uita în oglinda legii lui Dumnezeu, vom vedea că fețele noastre arată ceva. Suntem triști, suntem supărați, trecem prin probleme, prin necazuri și fețele noastre nu arată că suntem adăpați de la izvor. Ca și când am crede că Dumnezeul nostru este sărac, ca și când am crede că Dumnezeul nostru nu poate să intervine într-o boală, într-o suferință, într-o problemă de familie, ca și când Dumnezeul nostru ar fi o statuie. Nu, Dumnezeul nostru este Dumnezeul Universului, care are putere, care poate să facă ceva în viața noastră. Dar noi trebuie să gândim și să trăim lucrul acesta. Bucuria Mântuitorului nostru a constat în ridicarea celor căzuți și să-L găsească pe Mesia. Este foarte important lucrul acesta. Ar dori acum să merg în Habacuc și să vedeți dumneavoastră când spun cât valorează Iisus Hristos pentru tine. Veți vedea că unui creștin care se balansează între două păreri, atunci când lucrurile îi merg bine, când familia este ok, când afacerea este bine, când cămara este plină, în buzunar mai ceva bani, atunci toți oamenii sunt credincioși și toți oamenii spun că sunt cu Dumnezeu. Dar Iisus Hristos vrea să ne vorbească în dimineața aceasta ceva foarte direct. În Habacuc, în capitolul 3, cu versetul 17, pagina 903. Uitați dumneavoastră ce spune Dumnezeu aici. Sunt niște cuvinte care te lasă fără aer. Priviți și urmăriți-mă, vă rog. Zice așa, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va fi lipsit și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin? Fraților, dacă în viața unui creștin care trăim astăzi în ultimele clipe a istoriei acestui pământ, când toate lucrurile se clatină, când parcă și credința noastră nu mai este puternică, Dumnezeu în dimineața aceasta ne adresează aceste cuvinte și ne spune, chiar dacă smochinul nu va mai înflori, vei trece când smochinul tău nu va mai înflori.
chiar dacă via ta nu va mai da rod și chiar dacă câmpiile vor fi arse, nu va mai da ploaie, noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să ne bucurăm în Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul Universului, este izvorul din care putem să ne adăpăm. De ce suntem atât de uscați, fraților? De ce nu venim la izvor în care putem să ne adăpăm? Pentru că viața aceasta de zi cu zi ne duce să ne descurajăm. Vreau să vă citesc câteva gânduri. Zice așa, în Calea către Hristos, pagina 89. Îngerii ascultă cu atenție pentru a auzi ce fel de mărturie prezinți lumii despre Stăpânul Ceresc. Atenție, fraților! Ce fel de mărturie am dat noi săptămâna aceasta? Când te pleci și te plângi și mă plâng unui păgân, uite, nu merge, uite, trec prin problema aceasta, ești descurajat. Și se uită omul la tine și zice, păi tu nu ești creștin? Da, sunt creștin. Conversația ta trebuie să aibă ca subiect pe acela care trăiește, ca să mijlocească pentru tine înaintea Tatălui. Când tu dai mâna cu un prieten, lauda la adresa lui Dumnezeu să fie pe buzele tale și în inima ta. Deci noi atunci când ne întâlnim cu cineva, lauda, bucuria, speranța. Fraților, vreau în dimineața aceasta ca Dumnezeu să însuflețească acest popor și în sufletele noastre să se aprindă lumina, speranța că noi suntem creștini și că Iisus Hristos locuiește în noi și viața noastră, fața noastră să arate plină de bucurie și de speranță că Iisus Hristos vine. Lauda să fie pe buzele noastre, chiar dacă smochinul nu va mai înflori, chiar dacă grădina mea nu va mai da rodul, chiar dacă afacerea ta nu va mai merge, știu un singur lucru, spunea Iov, știu că răscumpărătorul meu este viu și trăiește. Mulțumesc, merg mai departe. Faptul acesta ne îndreaptă gândul spre Domnul Iisus Hristos. M-am dus câțiva ani într-o stațiune, stațiunea Tușnad, probabil că ați fost. Eram atunci căsătorit proaspăt și am zis cu nevastă mea, hai să mergem și noi. Și ne-am dus acolo la stațiune și era o zonă unde puteai să cu corturile și într-o zonă erau căsuțe. Și ne-am dus cu corturile acolo, ne-am pus frumos și am intrat, era poartă unde intrai acolo la căsuțe. Și ne-am plimbat și că era frumos amenajat și m-am uitat la tot personalul cu zâmbet pe față, te întrebam, măi, ce au ăștia? Noi mergeam mai supărați acolo, ce au ăștia? Și când am ieșit afară și m-am uitat chiar la intrarea porții, era scris câteva gânduri care mi-au rămas marcate pentru totdeauna. Știți ce scria chiar la intrarea porții? Scria cu litere mari. Interzis supărarea. Oamenii să nu fie triști. Interzisă supărarea. Interzisă tristețea. Când am văzut și am zis, dacă niște oameni ca aceștia zice să fie interzis, oare ar trebui să fie scris și la biserica noastră, la intrare, interzisă tristețea? Fraților, Dumnezeul nostru, vă spun din toată inima, nu este mort. Dumnezeul nostru trăiește. Și în sufletul nostru, că sunt descurajări, veți vedea de ce. Vreau să vă mai citesc un gând și să vedeți care este cauza.
Zice așa, o viață trăită în Hristos este caracterizată de două lucruri, de pace și liniște. Zice Scriptura, cei răi, ce fac? N-au pace. Iubite frate, iubite soră, Dumnezeu în dimineața aceasta vrea să-ți vorbească foarte serios. Dacă în sufletul tău este frământat de neliniște, de nesiguranță, trebuie să spui un semn mare de întrebare, că Iisus nu este în viața ta și în viața mea. Și atunci, poate că nu vei simți, spune mai departe, stări de extaz în sufletul tău, se va instaura o încredere statornică, durabilă și liniștitoare. Speranța ta nu se află în tine, ci în Domnul Iisus Hristos. Nu încerca să rezolvi tu problema, nu încerca să o rezolvi tu, ci speranța este în cine? În izvor, este în Dumnezeu. Când mintea este preocupată de interesele personale, ca să înstrăinează de Hristos izvorul vieții și al puterii, de aceea efortul continuu al lui Satana este acela de a menține atenția departe de Mântuitorul, permitind astfel unirea în care sufletul tău să fie dezamăgit. Atâta timp cât îl lași pe Iisus Hristos, îl ții departe pe Satan, dar dacă nu, atunci vei fi înșelat. Fraților, în concluzie, vreau să vă mai spun încă un gând care spune așa. Fața lui Iisus Hristos. Pe fața lui Iisus Hristos era o expresie de durere și nemulțumire, ci transmitea întotdeauna pace și sănătate. Inima lui era un izvor de viață și oriunde mergea, dispărea totul. Odihna, pacea, bucuria era în sufletul lui Iisus Hristos. Religia lui Hristos aduce pace, aduce speranță, aduce bucurie și aduce liniște în suflet. Așa aduce religia lui Hristos. Poate că ai ajuns să ai mari greutăți în activitatea ta profesională. Poate devii din ce în ce mai încurcat. Poate că ești amenințat de pierderi mari. Dar nu trebuie să te descurajezi. Așează grijile tale asupra lui Dumnezeu și continui să faci două lucruri și să nu le uitați niciodată în situații de acestea. Unu, să rămâi calm și să rămâi voios, pentru că Dumnezeu poate să te scoată de unde ești. Dragii mei, chiar dacă smochinul nu va mai înflori, chiar dacă vița nu-și va mai da rodul, eu tot mă voi bucura în Domnul. Acum întrebarea este, și dumneavoastră știți de ce face Dumnezeu lucrul acesta, să nu mai smochinul, să nu mai dea rodul, vița la fel, știți de ce? De ce spuneți dumneavoastră că face Dumnezeu lucrul acesta? Sau Dumnezeu nu face lucrul acesta? Face. Dar știți de ce? Spune în Isaia, pentru că ai preț în ochii mei, dau oameni, dau popoare, pentru ca tu să fii salvat. Și vreau să vă mai argumentez tot din Scriptură, la Hagai, capitolul 2, două pagini mai înainte, uitați ce spune Dumnezeu, de ce face lucrul acesta. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune și cu grindină am lovit toate lucrurile mâinilor voastre și cu toate acestea nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Pentru că se întâmplă lucrurile acestea, să știi că Dumnezeu are un singur plan cu tine, ca tu să te întorci la El. Că treci printr-o situație, printr-o problemă, prin orice vei trece, Dumnezeu are un plan cu tine. Dumnezeu te vede că tu ești valoros, ești
nu o mână de zgură, ci ești o mână de aur care vrea să fii curățit, care vrea să fii lustruit în mâna Lui și care vrea să fii pentru lumea aceasta o binecuvântare. Dragii mei, înainte de a ne ruga, vă invit să ne ridicăm și să cântăm cântarea înainte ca o rugăciune, ca un cerb setos de apă. Și să cântăm, să-i spunem lui Dumnezeu prin cântare rugăciunea aceasta. Și vom cânta cântarea aceasta. Și după cântarea aceasta ne vom pleca pe genunchi și ne vom ruga lui Dumnezeu cu toți cei care sunt îndemnați. Nu așa cum se aude câteodată de aici, simt că nu pot să stau pe scaun 2-3 rugăciuni. Lăsați, fraților, să se roage toți care sunt îndemnați. Și vă provoc și vă îndemn, cei care poate nu v-ați rugat niciodată, în dimineața aceasta, spune lui Iisus ce ai. Și Iisus este gata să-ți răspundă. Numărul imediat, 356, mulțumesc. Ne ridicăm și cântăm cântarea. Pleca pe genunchi și cu toți care sunt îndemnați ne vom ruga.
au întregul univers, deci mai presus de orice, pentru noi, vii-o odată atunci în vieți, prin Domnul Iisus. Amin. Iubire și credință, iubire și credință, și în această desfătoare sfată, stăm pe casă în fața Fășorului Dumnezeu Sfinte și te recunoaștem toată slavă și toată măreția la încă o dată. Te rog să mă înveți și să aderiți cu cei care în încercări și greșelile noastre, am uitat că Tu ești dragoste, Tu ești lumină, Tu ești speranță, Tu ești pace, Tu ești bunie. Ajută-ne, Doamne, ca să te lăudăm, să te recunoaștem, să te iubim, să nu ne depărtăm de Tine, pentru că ești un Dumnezeu viu care ne răspunde de fiecare dată în încercările noastre, ne-ai dat putere, ne-ai dat sănătate, ne-ai făcut cunoscută calea ta cea dreaptă. Amin. Ajută-ne să nu ne abatem de la ea și ajută-ne, Doamne, să ne pierdem de la pe Tine. Îți mulțumesc că Tu existi. Ai milă și ai grijă de bolnavi, cum nu trebuie să te ai milă și ai grijă de cei care nu te cunosc și ajută-ne, Doamne, să te facem cunoscut oamenii tău până nu este pe Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, între cunoștință, părinte ceresc, primim în fața unui ridicat să-ți mulțumim deosebit pentru sabatul acest. Mulțumim. Mulțumim, părinte ceresc, când ne vorbești din nou, ca o părinte la Cristo. Mulțumim. Tată din ceruri, ne-am plecat în genunchi înaintea Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim din toată inima pentru jertfa supremă pe care ai dat-o pentru fiecare dintre noi. Amin. Doamne, în fața cuvântului Tău în dimineața aceasta, dorim să-ți cerem iertare de murmurările și de pombănelele din totdeauna din viețile noastre și de felul nostru cum ne-am raportat față de cei din jurul nostru, în care fața noastră a arătat altceva. Te rugăm, Doamne, în aceste momente, din cerul înalt, ascultă-ne rugăciunile noastre. Amin. Și fiecare lacrimă care a strigat la Tine în această dimineață și cele care n-au strigat, Doamne, trimite răspuns după nevoia fiecăruia. Amin. Trăim un timp special, Doamne. Vedem că suntem bombardați din toate părțile. Îndură-te Tu de poporul Tău. Amin. Și fă ca Duhul Tău cel Sfânt să aducă lumină în inima fiecăruia. Amin. Și ajută-ne, Doamne, să strigăm cu lacrimi spre Tine. Amin. Și să intervii Tu în viețile noastre. Amin. Avem familii, avem copii, avem părinți, Doamne, care sunt departe de Tine. Îndură-te, Stăpâne. Amin. Și dorim ca Tu să fii acela care să alini orice suferință. Amin. Îți mulțumim și completează Tu slava noastră rugăciune și fă Tu cum dorești. În numele Lui Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Amin. În continuare aș dori ca să propuneți o cântare pe care să o cântăm. Dacă n-a venit nimeni cu o cântare pe care să-i o cântăm, ...473...